de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, o bine meritată și mai mult decât necesară cafea de dimineață astăzi. Știu, nu e bun excesul, dar astăzi, luni, după o zi destul de grea ieri, sunt convins că mulți din, cel puțin din Partidul Național Liberal, au gustat cafeaua ca pe o necesitate. Cum anunțam de ieri și noi în general ne ținem de cuvânt, invitat în emisiune în această dimineață, este o plăcere pentru noi, dar este și un lucru extraordinar că și-a găsit timp să ajungă domnul ministru al Sănătății, domnul Nelu Tătaru. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Mă bucur că ați ajuns și în Neamț, de data aceasta într-o emisiune, nu numai în vizite din acelea cauzate de lucruri care nu erau foarte ok la vremea respectivă. Sperăm că vă veți simți bine la noi și noi cu dumneavoastră. Mulțumesc și mulțumesc de invitație! Alături de domnul ministru, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean și președintele Organizației Județene, domnul Mugur Cosmanciuc, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit și mulțumesc și domnului ministru pentru faptul că a ajuns astăzi aici, în programul care l-are destul de încărcat și dumnealui au reușit să fie alături de noi, de dumneavoastră și de nemțeli. Este absolut logic și normal să vă întreb cum s-a încheiat vizita de ieri a primului ministru Ludovic Orban înainte de a intra în dezbatere. Dacă aș folosi cuvântul că vizita a fost într-adevăr o reușită, poate ar părea puțin exagerat ca și laud, dar nu este. Vizita a fost o vizită foarte bună și s-a încheiat foarte bine. De ce spun că este? A fost foarte bună pentru că am reușit și am parcurs împreună cu domnul prim-ministru mai multe puncte, un traseu care a urmărit practic tot județul Neamț. Am pornit de la Roman și dacă am câteva minute chiar și detalii, am pornit de la Roman cu vizita domnului prim-ministru, unde am avut o întâlnire și am lansat candidații noștri din zona Roman și domnul Leonarda Chiriloae, care este viitorul primar al municipiului Roman. Am mers mai departe la Gherăiești, unde am avut două întâlniri, una cu domnul primar Pavel Bereșoaie și cealaltă cu directorul general Transgaz, unde la Gherăiești este un obiectiv important pentru siguranța energetică națională. Practic se construiește acolo stația de comprimare și stația de transfer pentru Transgaz. Practic în Gherăiești va fi punctul care va face legătura între legătura magistralei care vine de la Unești și merge spre Lățcani. În felul acesta, practic, am dat și un semnal foarte important. Gazul românesc ajunge în fiecare gospodărie, gazul românesc ajunge în casele oamenilor. Următorul punct în care am avut oprire a fost în zona Târgu Neamț, în comuna Răucești, la stațiunea Unglinț, unde de asemenea am avut întâlnire cu ai noștri colegi candidați la primărie din zona Târgu Neamț. O vizită foarte reușită și acolo, pentru că oamenii au așteptat, au văzut faptul că domnul prim-ministru își ține cuvântul și este printre oameni, iar mai mult decât atât își ține cuvântul și va susține proiectele importante care vor însemna și dezvoltarea județului Neamț. Dacă s-a văzut și în știrile naționale, domnul prim-ministru a spus că în perioada următoare vor fi construite 3 autostrăzi, 2 dintre ele urmând să traverseze și județul Neamț, mă refer la autostrada Unire, Iași-Târgu Mureș și autostrada care face legătura între județul Suceava și București. Am plecat mai departe în traseul pe care l-am avut cu domnul prim-ministru, am fost în zona DN15 și am oprit în comuna Hangu, unde domnul prim-ministru și nu doar domnul prim-ministru, ci toți cetățenii au observat că acest obiectiv este important pentru Partidul Național Liberal, pentru locuitorii de pe Valea Muntelui și unde sper ca lucrările să nu mai fie întârziate de către constructori, pentru că din punct de vedere al administrației guvernamentale nu vor fi niciodată piedici sau restricții și toată susținerea pentru ca obiectivul respectiv să fie finalizat în cel mai scurt timp. A fost o întâlnire reușită și acolo, au fost mai mulți oameni care l-au așteptat, exceptând câțiva, cum să spun eu, contestatari plătiți de către primarul Lupu pentru a face puțin animozitate și a încerca să facă o diversiune. E campanie până la urmă. Da, dar în momentul în care în campanie plătești niște oameni pentru a crea atmosferă, nu e nici campanie, nu e nici moral și nu e nici legal. Și e puțin penal. Și am menționat lucrul acesta asumându-mi proprietatea cuvintelor.
Mergând mai departe, am oprit în Bicaz, la fel au fost colegii noștri care s-au organizat și mobilizat foarte bine, au coborât și au venit și în Bicaz și domnul primar Onica și domnul primar de la Bicaz Ardeal. Domnul primar Onica a fost felicitat și îl felicităm și noi încă o dată pentru efortul pe care l-a depus, astfel încât cheile Bicazului să rămână în patrimoniul județului Neamț și la comunii Bicaz chei, un lucru de care ne-am bucurat, s-a bucurat și el și se va bucura toată lumea, ca și apreciere pentru actul administrativ corect pe care l-a inițiat și l-a susținut în permanență. Și uneori de unul singur, fără sprijinul prefecturii, până când... Fără sprijinul PSD-ului, tot ce a însemnat culoare politică PSD, Consiliul Județean și Prefectură, cu un guvern PSD, până când am intervenit noi, în urma moțiunii de cenzură, având și guvern reprezentat în teritoriu, guvernul prefect cu reprezentantul în teritoriu al guvernului PNL. Și am ajuns aseară în Piatra Neamț, la fel o reușită, o populație care a fost dornică să se întâlnească cu domnul prim-ministru, chiar dacă era o oră avansată și, după cum spuneați puțin mai devreme, și o temperatură deja într-o scădere accentuată, dar sufletul, căldura oamenilor a fost pe măsura contracărării acelei temperaturi scăzute. Da, a fost o reușită. Am avut acolo posibilitatea să ne lansăm programele și pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț în prezența domnului prim-ministru. Domnul Caravele a avut un speech, un discurs foarte bun, cu foarte mult bun simț și cu echilibru, ceea ce a fost și o apreciere și din partea noastră și a domnului prim-ministru. Da. Să profităm de vizita domnului chiar e bine. În Neamț și să începem cu o provocare. Dumneavoastră proveniți din Vaslui, acolo vă desfășurați înainte activitatea. Este un județ care în multe privințe seamănă cu județul Neamț, cel puțin la nivelul, ca să spunem așa, al modului în care este administrat de la nivel județean. Îndrăzniți o comparație apropo de cei doi președinți ai PSD-ului și situația de acolo vis-a-vis de situația de aici este și acolo aceeași necesitate pe care a văzut-o PNL-ul pentru schimbare? Cred că semănarea, și dacă e să pun nu doar Neamțul, și Vrancea. Vrancea Vaslui, Neamț se înscriu, cred că, în acel itinerariu al subdezvoltării, dacă este să o vedem. Vasluiul, la fel ca și Neamțul, au avut parte în ultimii ani, Vaslui chiar în 30 de ani, de o guvernare de stânga și să văd și rezultatele în acest moment. Nu știu dacă este o provocare, cred că trebuie să fie o necesitate a schimbării. Provocări tot am avut și schimbări nu prea au fost. În acest moment cred că trebuie altceva. Și cred că în acest an, cu contextul unei pandemii în care ne-am văzut slăbiciunile întregului sistem, că a fost medical sau administrativ, cred că trebuie să alegem o altă cale. Iar 27 septembrie este ziua în care trebuie să alegem o altă cale. Da. Haideți să vorbim un pic despre sănătate în Neamț. Noi avem o situație specială, știți foarte bine. Spitalul Județean este un spital care încă are parte titulatura de spital COVID. Avem probleme chiar și la spitalele mai mici. S-a tot vorbit de spitale noi, s-a vorbit despre... Noi tot construim spitale, cel puțin în ultima perioadă. Avem atâtea spitale construite că nici nu mai știm, le confundăm. Pe hârtie. Mergem pe stradă și nu mai știm. Ăsta e un spital nou. Deci, situația, cum spuneați noastră, este de multe ori vizibilă doar atunci când intrăm într-o criză. Până atunci trecem pe lângă. Ce ați constatat dumneavoastră în Neamț de când sunteți ministru și cum vedeți viitorul, un viitor evident în condițiile în care domnul Mugur Cosmanciuc și la Piatra Neamț va fi un primar liberal, cum vedeți dezvoltarea Spitalului Județean și al sistemului de sănătate în general, pentru că nu putem să ignorăm și celelalte spitale. După cum știți, reforma în sănătate pe care tot o promovau diverse guverne sau diverse administrații plecau de la 8 spitale regionale și vreo 27 de spitale județene refăcute sau reconstruite. Această pandemie ne-a făcut ca organizatoric să avem
acele spitale, fază 1, fază 2, spitale suport și fază 3, spitalele județene care trebuiau să asigure necesitatea de terapie pentru patologia non-COVID. Erau spitalele județene cele mai dotate și cu profesioniștii cei mai buni. Unele spitale județene au trebuit, datorită necesității, să devină spitale suport COVID. Unul din ele a fost și spitalul județean. Spitalul județean, care odată un focar interior, a trebuit să-l adaptăm ca un spital suport COVID, dar în același timp am putut vedea că și dezvoltarea lui în timp ne-a arătat că are anumite lacune. De aceea, tot ce înseamnă dezvoltare în sistemul sanitar trebuie să includă la nivelul județului Neamț și un spital județean nou. Când am avut acea solicitare de a trece acel spital suport COVID într-un spital non-COVID, ne-am lovit de faptul că nu avem circuitele pentru a putea menține în același timp și o patologie COVID și o patologie non-COVID. Deci necesitatea este maximă. La fel cum gândim și spitalele din Târgu Neamț sau spitalele din Bicaz, care trebuie să readapteze activitatea la necesitatea zilei curente. Spitalul din Bicaz reprezintă o prioritate pentru noi și consider, în discuțiile care le-am avut și cu domnul Mugur Cosmanciuc, și o prioritate a dânsului în mandatul de președinte al Consiliului Județean. Domnul Cosmanciuc, haideți să vorbim despre spitale conform viziunii pe care o aveți în program. Da, despre spitale sau despre sănătate. Și despre sănătate. Și aici, dacă îmi permiteți, în câteva minute am să încerc să fac o descriere a situației în care suntem și în care trebuie să ajungem. Vedeți, și aici este prezent de față domnul ministru Nelu Tătaru, care cunoaște foarte bine situația din sistemul de sănătate, el fiind medic. Adică, ca și profesie, este medic și având această profesie, clar este ancorat în realitate și în ceea ce va însemna partea de viitor. În momentul de față, având și această situație, o pandemie, o criză COVID, care a arătat că în sistemul de sănătate sunt foarte multe lucruri care poate nu funcționează la standardele cele mai înalte și nu doar la noi, ci și în afara țării, în sistemele medicale care au avut și în permanență au fost privite ca și exemple de performanță, atunci clar va trebui să gândim și să ne adaptăm cu sistemul pentru tot ce înseamnă provocări. Apreciez foarte mult ceea ce se va întâmpla sub guvernul PNL, sub guvernul Ludovic Orban, și anume faptul că la Iași au inițiat și au început, au demarat lucrările pentru a avea un spital regional. Lucrul acesta este vital. Este de foarte mult timp vorbit de către foarte mulți oameni, dar acum, aici, mulțumesc și domnului ministru pentru pașii pe care îi face în această direcție și colegilor din guvern. Da, este nevoie urgent de un spital regional, pentru că acel spital regional va însemna, practic, o reașezare a sistemului conform standardelor actuale, standardelor internaționale, europene și naționale și conform provocărilor. Pe de o parte, vorbesc despre acest lucru. În momentul în care avem spital regional la Iași, practic și sistemul sanitar și tot ce înseamnă unități spitalicești din Iași vor fi reașezate în management, în gândire, ținând cont de acel obiectiv. De aceea, venind și aici la Neamț, consider că în momentul de față și aici va trebui să avem o abordare unitară care să fie parte integrată a proiectului pe care Ministerul Sănătății îl are în dezvoltare, pe de o parte cu spitalul regional și pe de o parte cealaltă cu a oferi servicii de calitate în sistemul sanitar pacientului cât mai aproape. Noi avem un județ în felul următor, un spital municipal la Roman, avem un spital județean la Piatra Neamț, avem spital la Târgu Neamț, cu un spital orășenesc, avem un spital la Bicaz. Dar în afară de aceste puncte, mai avem în județul Neamț câteva obiective care pot să fie repere pentru a fi centre de sănătate. Avem la Bolțătești, avem un punct important, avem la Negulești, doar pe hârtie, în subordinea Consiliului Județean, ceea ce a fost odată o stațiune gândită, dar nu este funcțională. Avem în Rosnov, la fel, o unitate spitalicească mai mică sau mai mare, dacă vreți să definim. Și mai avem potențial de valorificare, ceea ce a fost odată Oglinzi, privită ca și stațiune.
Spunând lucrurile acestea și referindu-mă încă o dată faptul că la Iași se va dezvolta un spital regional, atunci și noi va trebui să venim în completare și am gândit să fie practica și program viitor crearea unui centru național de sănătate. Centrul național de sănătate, practic, care include un management integrat pentru toate cele care vi le-am spus puțin mai devreme, astfel încât pentru acele laturi care nu sunt acoperite de spitalul regional să fie complementare. Pentru că ceea ce este la Bălțătești sau în stațiunele care au fost odată stațiuni, să poată fi zone de recuperare, zone de integrare, în care se pot dezvolta foarte bine unități spitalicești sub un management integrat și coordonat de la nivelul Consiliului Județean, de la nivelul punctului central a unității spitalicești, Centrul Național de Sănătate. Fonduri europene în această direcție există și astfel, practic, vorbim de o reconstrucție a sistemului de sănătate în județul Neamț. Un alt spital, dacă este să vorbim. Acest lucru se va realiza și într-un parteneriat al Consiliului Județean cu Primăria Municipiului Piatra Neamț, cu toată zona metropolitană, pentru că punctul principal va fi în zona metropolitană. Nu vom vorbi acum despre locație și amplasament, pentru că ne-am hazardat și am dat deja motiv de speculații pentru ceea ce ar însemna poate zona imobiliară care întotdeauna vrea să valorifice o astfel de ocazie. Dar vorbim despre proiectul în sine. Proiectul în sine va fi un proiect de succes, pentru că un astfel de proiect va veni în completarea celor care sunt în momentul de față la nivel de dezvoltare la spitalul regional. Astfel se pot dezvolta clinici pentru a oferi servicii de specialitate pentru diferite secții care nu vor fi acoperite. Și în felul acesta, practic, reușim să creăm o bază de investiții foarte serioasă și foarte mare. Spitalul județean în sine va fi parte de componenta unității a centrului de sănătate, gândit ca să ofere serviciile de intervenție rapidă, serviciile de act medical de calitate, care să fie până la un nivel în care îl putem defini de cel mai ridicat nivel. În felul acesta rezolvăm și o problemă care a menționat-o domnul ministru și unde guvernul PNL este direct interesat să o rezolve, practic orașul Bicaz să aibă o unitate spitalicească la cele mai înalte standarde, și în felul acesta vorbim și despre accesarea fondurilor europene într-un proiect integrat care poate să meargă, cum discutam și cu domnul ministru, dar și colegii noștri europarlamentari care au fost în județul Neamț, poate să meargă la accesare de fonduri europene până la o valoare de 100 de milioane de euro. Vorbim despre aceste lucruri, practic vorbim despre o regândire și o reașezare a sistemului de sănătate la condițiile actuale și viitoare. Domnul ministru, este posibil un spital mai mare și mai modern la Bicaz? Adică, numai că posibil este, până la urmă găsești fonduri și îl faci. Este și necesar? Este posibil și este și necesar. După cum spune și domnul Cosmanciuc, da, într-adevăr, este un spital județean regional de urgență la Iași. Dar el nu va înlocui spitalele și rețeaua sanitară din fiecare județ în parte. Este un spital la Iași care se va construi și va avea cele mai înalte dotări, dar va fi o relocare a spitalului județean Sfântul Spiridon acum, primind din toată Moldova tot ce înseamnă cazurile dificile, relocându-le apoi după stabilizare către celelalte unități sanitare. Este necesar ca în județul Neamț să existe. Iar ideea acestui management integrat pe care l-am regăsit în mari orașe, cum ar fi Oradea, și cu o experiență care are niște rezultate fabuloase. În contextul în care putem detașa, putem reloca personal în funcție de necesități din fiecare unitate în parte, putem reloca resurse nu neapărat umane, resurse materiale, gestionarea centralizată a unui sistem medical dintr-un județ înseamnă în același timp și cunoașterea necesităților populației, nu neapărat culegerea de informații de la un spital sau altul. La Bicaz, da, este necesar. După cum știm, el închis în 2010, de redeschis în 2014, dar mergând pe aceleași standarde. Cred că trebuie totuși altceva. Ba chiar cu standarde câteodată, da, mai coborâte. Suntem în momentul în care guvernul liberal pregătește o reformă în sănătate. Pregătește și nu numai la nivel legislativ, ci și la nivel local. Dacă am început cel puțin personal la nivelul Ministerului cu o reorganizare a structurii, vom coborâ și vom vedea în săptămânile următoare o reorganizare a Direcțiilor de Sănătate Publică în fiecare județ în parte. Și apoi ne vom aplica prin legislație și asupra fiecărui management al spitalului în parte. Am avut un moment pandemic, încă îl mai avem, și în care am văzut necesitatea unei coordonări
într-o astfel de situație. Lipsa unei coordonări, și începem cu o coordonare județeană, acel management integrat, mergând până la, la o coordonare națională, și mă repet, coordonare, nu subordonare, nu ordonator de credit, acea coordonare medicală, este imboldul care ne-a făcut și pe noi să trecem, cu bine, spun eu, peste un prim val pandemic. Să dea Dumnezeu să trecem cu bine și peste restul. Domnule Mugur Cosmanciuc, ați fost, cred că în toate localitățile județului Imperial, să știu dacă v-a scăpat ceva. În discuțiile cu oamenii a apărut acel subiect al medicilor de familie din zona rurală, a locațiilor în care se acorde. Eu am acest privilegiu și avantaj că stau de vorbă cu aproape toți candidații, inclusiv primarii de comune, și în programul multora apare și acest lucru. Vom construi un nu știu ce de sănătate, vom face asta. Ce ați simțit și cum se încadrează acest lucru în această strategie? Se integrează perfect, pentru că această strategie despre care vorbesc este parte componentă a strategiei naționale de sănătate pe care, și a reformei despre care vorbea domnul ministru, și pe partea cealaltă este adaptată exact pe cerințele oamenilor. Avem o problemă în mediul rural, indiferent că vorbim de județul Neamț sau orice alt județ, și cred că și în județul Vaslui și în orice alt județ, este o situație care clar trebuie să o rezolvăm. Pe de o parte, medicii de familie nu mai sunt în zona în care să aibă acea susținere care au avut-o în momentul în care a fost gândit actul medical înainte de 89. Se întâmplă uneori ca acele cabinete medicale în care își desfășurau activitatea să nu mai fie la nivelul la care ar trebui. Pe partea cealaltă, ei au o bază de o rețea de pacienți pe care trebuie să-i respecte, și de aceea partea aceasta de Centrul Național de Sănătate pe care o gândim practic și o relaționare a medicului de familie cu pacientul, dar și o susținere, pentru că de fapt în fost și la urmă urmei cred că este foarte important să încercăm să susținem prin prevenție, astfel încât omul să nu ajungă la spital. Nu este o dorință de a ajunge omul la spital, dar în momentul în care a ajuns să beneficieze de un act medical de calitate. De aceea au fost și medici de familie cu care m-am întâlnit, și pacienți mulți care mi-au atras atenția că și acest sistem trebuie susținut și rezolvat. La un moment dat va fi necesar practic o regândire a sistemului, astfel încât în fiecare localitate acel dispensar de care era odată să fie o unitate funcțională, susținută, cu tot ce înseamnă utilități, cu un cadru avizat de DSP, de toate instituțiile la cel mai înalt nivel, și astfel încât actul medical și la nivelul comunei să fie de cea mai bună calitate. Domnule ministru, la noi în Neamț avem o situație specială la Spitalul Județean de Urgență. În momentul în care s-a anunțat un spital cu, nu știu, 13 etaje și ce mai era pe acolo, noi aveam în lucru, adică în lucru în ce sens spun, cu totul aprobat, cu finanțare, 2-3 proiecte pentru modernizarea unor secții vitale. De exemplu, era proiectul pentru modernizarea unității pentru primiri urgențe, care ar fi fost în perioada asta al pandemiei un lucru extraordinar să ai un spate. Ele, în momentul când a apărut ideea noului spital, aceste proiecte s-au blocat dintr-un motiv foarte simplu. Se suprapuneau unul cu celălalt. Există vreo situație la nivelul național? Pentru că mie mi se pare că e prea mult să lași o asemenea decizie la nivelul unui manager de spital sau chiar și la nivelul unui președinte de Consiliu Județean, în condițiile în care astea pot fi decizii, eu pun ghilimele, dar chiar sunt strategice pentru sănătatea unui județ. Depinde foarte mult de conducerea județului și de managementul, din punct de vedere medical, al conducerii județului. Și o să dau exemplu Brașovului. Am un spital județean, mai multe clădiri, au obținut un proiect și am fost și am avizat prin ordin de ministru și relocarea teritorială a județului Arghita și Covasna către Centrul Universitar Brașov. Se va construi un spital județean de urgență regional la Brașov, dar în același timp se dezvoltă extensia pe fonduri de la Banca Mondială a unității de primire urgențe. În același timp s-a dezvoltat și o unitate modulară de terapie intensivă în curtea acelui spital cu 28 de paturi. Deci contează viziunea. Contează viziunea. Și încă un lucru. Ne gândim la un spital, dar până acel spital este gata,
trebuie să avem un spital performant județean, adaptat de la an la an necesităților. De aceea am dat exemplu Brașovului, că deși s-a început proiect într-un parteneriat public-privat, Ministerul Sănătății, Consiliul Județean, Consiliul Local, plus Banca Europeană de Dezvoltare, tocmai pentru a crea un spital județean regional nou. Dar în același timp se dezvoltă în continuare prin Banca Mondială, prin Ministerul Sănătății, o extindere a unității de primire urgențe, se fac modificări la tot ce înseamnă secții. Deci nu așteptăm apariția acelui spital și ne-am oprit. Județul Neamț are nevoie de sănătate, are nevoie de unități sanitare și are nevoie de unități sanitare la standard. Chiar dacă adoptăm pe unitate veche, încercăm să aducem la standardele actuale, până vom avea un nou spital, cred că este absolut imperios, necesar să aducem serviciul medical la calitatea care trebuie. Da, o să-i dăm cuvântul domnului Mugur Cosmanciuc, pentru că la un moment dat va trebui să facem, da, facem switch-ul. Facem o schimbare, va intra în emisiune și Andrei Carabelea, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, din partea PNL. Domnul Cosmanciuc, toate aceste lucruri arată, tot ceea ce am discutat până acum, scurt, așa, arată că e nevoie de viziune, îndrăzneală, pentru că e nevoie de multă îndrăzneală și o coordonare perfectă. Față de tot ce spuneați înainte, acel sistem integrat pentru mine ar însemna și o informație la zi despre starea de sănătate a populației județului. Ați văzut câte probleme au fost în momentul în care ne-am trezit așa că nu mai știam, nu aveai nici măcar informația. Nu mai spunem despre, asta este o altă problemă să discut cu domnul ministru, despre DSP-uri care sunt depășite de multe ori de situație din cauza personalului. Exact același lucru ne dorim și același lucru l-am și gândit. Și pornim de la un exemplu practic. Dacă e să dăm un exemplu, uitați, dacă se întâmplă ca un pacient din județul Neamț să aibă o problemă cu inima, de foarte multe ori, marea majoritate, merg fie spre Târgu Mureș, Cluj, fie spre Iași, București. Asta înseamnă și o supraaglomerare în zonele respective. De aceea cred că în momentul în care vorbim despre ceea ce am vorbit, am gândit în egală măsură ca pacientului să-i oferim aproape de casă, în perimetrul în care își desfășoară activitatea, servicii medicale de calitate, iar dacă este să meargă mai departe, să meargă pentru că sunt probleme care trebuie tratate mai departe pe un grad mai ridicat de specialitate. De aceea, gândind lucrurile acestea, v-am spus, avem în județul Neamț un patrimoniu care nu este valorificat. Repet puțin, dar pentru a fi clar că ne interesează. V-am spus puncte, Negulești, Bălțătești, Oglinzi, Bicaz, plus cele care sunt în momentul de față funcționale la un anumit nivel, Roman, Piatra, Târgu Neamț. Toate, practic, sunt unități care pot să ofere acte medicale de calitate, dar au nevoie de susținere. Viziunea noastră este o viziune integrată în care să facem investiții astfel încât investițiile să fie și folosite și folositoare pacientului. În momentul în care folosim o stațiune precum Negulești la cel mai înalt nivel, atunci practic am acoperit o zonă a județului cu niște servicii medicale de calitate pe o specializare bine gândită, adică folosim și proprietățile curative ale apelor din zona respectivă, aerul curat pe de altă parte. În momentul respectiv, practic, o dezvoltăm în județul Neamț încă o parte a industriei medicale care va fi benefică și altor pacienți care nu pot fi neapărat din județul Neamț și care își găsesc aici și o zonă de recuperare. La fel cu și celelalte puncte pe care le-am menționat puțin mai devreme. Dar vorbind în felul acesta, practic vreau să consfințim ideea că ne interesează ca investițiile să fie bine gândite, să fie adaptate vremurilor, solicitărilor, iar la nivelul Spitalului Județean este gândit un proiect pe care și domnul ministru și eu și tot Guvernul României îl dorește realizat, pentru că proiectul respectiv va avea și finanțări europene și finanțări guvernamentale, dar proiectul respectiv are înainte de toate calitatea de a degreva ceea ce este în momentul de față ca și presiune pe unitățile spitalicești și înainte de toate de a fi adaptat standardelor actuale. Nu este o soluție, cred că, în ideea de a construi spitale în înălțime. Ele sunt regândite, sunt făcute pe un standard în care să fie facile și folosite
în orice moment de către orice persoană și de asemenea este o soluție în a implica și pe partea aceasta și celelalte entități care doresc să facă investiții. Vă acum o mențiune și sunt și entități private care doresc să facă investiții în domeniul medical, după cum sunt și entități care sunt în momentul de față într-o dimensiune spirituală. Metropolia Moldovei și Bucovinei, de asemenea, dorește să dezvolte în județul Neamț un spital care să fie adaptat pentru ceea ce înseamnă parte de componentă de secții specializate de geriatrie, de Alzheimer sau alte secții specializate. Făcând lucrurile acestea într-o gândire integrată, practic nu suprapunem în două, trei locuri investiții pe aceeași secție, ci nu facem decât altceva, să facem o diversificare la cel mai înalt standard. De aceea v-am spus că atât eu, cât și toți colegii mei candidați la primării, gândim aceste proiecte ca parte integrată a sistemului de sănătate, domnul Carabela pe zona municipiului Piatra Neamț și pe zona metropolitană și într-o permanentă adaptare a situațiilor reale cu strategia pe care are și Ministerul Sănătății de reformă a sistemului de sănătate. Pentru că nu are sens să facem un patriotism local mai mult decât trebuie în județul Neamț doar pentru ideea de a avea aici cel mai puternic spital, când trebuie clar să gândim că în paralel se va dezvolta și să fim realiști, se va dezvolta spitalul regional. În municipiul Iași este centru universitar unde sunt nume care se construiesc, sunt absolvenți, sunt profesori universitari care se construiesc pentru a fi specializați. Dacă îi aducem și cu know-how de acolo spre Piatra Neamț, atunci vom câștiga. Pentru că asta este ideea, să aducem oameni care sunt specializați și bine pregătiți. La fel în zona Târgu Mureș sunt oameni care sunt foarte bine pregătiți. Dacă folosim know-how-ul lor de acolo în municipiul Piatra Neamț sau în județul Neamț, atunci și județul va câștiga. De aceea vă asigur că suntem o echipă care practic vorbim despre o dezvoltare unitară a sistemului de sănătate și mulțumesc înainte de a mă retrage și de a îl invita pe domnul Andrei Carabelea să intre în emisiune, îi mulțumesc încă o dată domnului ministru Nelu Tătaru pentru faptul că astăzi este în municipiul Piatra Neamț, că astăzi este în județul Neamț, arătând în felul acesta că sănătatea este o prioritate pentru noi. Prezența lui și oficială și neoficială în acele vizite făcute în momente cheie în unitățile spitalicești practic arată că este o persoană implicată ca actul medical să fie de calitate pentru pacient. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru participare. Trebuie să spunem că domnul ministru Tătaru face parte din acel trio care a gestionat până la urmă, știți, să deveniți ca un trio, cum era pe vremuri, știți? Trio Ratata, dacă țineți minte, și să și potrivește Tătaru. Domnul ministru, această criză ne-a arătat mai multe lucruri, dar înainte de a... Două întrebări vreau eu să le discutăm. Unu, avem oameni bine pregătiți în domeniul medical, dar avem și o lipsă de cadre medicale, vorbesc aici și de medici și la nivelul asistenților. Pentru că noi, culmea, pregătim foarte mulți și mulți au plecat. Care este viitorul din acest punct de vedere? Și o întrebare, revin, cred că am 20 de oameni care mă întreabă același lucru, ce se întâmplă cu eutiroxul? Da. Cred că aici puteți răspunde rapid. Da, eutiroxul. Noi încă de la începutul acestui... Nu se găsește în Piatra Neamț. De la începutul acestui an am căutat să evaluăm piața. Din firma Merck, cea care este producătoare, aducea în fiecare lună, cu excepția lunii aprilie, când a venit o cantitate mai mică pe producția lor cu 20%, aducea aceeași cantitate pe care aducea în fiecare lună. Atunci, mergând și evaluând prin Agenția Națională a Medicamentului, am observat că la nivel de distribuitor era o sincopă. Era o sincopă în contextul în care altă dată erau în acel export paralel și acel distribuitor, în loc să-l dea pe 7 lei, la noi îl dădea pe 12 euro în Germania. Au venit necesitățile în care am solicitat să suplimenteze stocul, s-a suplimentat în lunile următoare, dar piața se găsea la fel de puțin. În acest moment, Comisia de Endocrinologie din cadrul Ministerului Sănătății a acceptat să avem acele autorizații de nevoi speciale în care să suplimentăm importul de eutirox pe lângă ce produce firma Merck și veneau prin distribuitorii obișnuiți, să aducem prin depozitele care le avem
cantitate suplimentară. Eu sper că în perioada următoare să avem această cantitate suplimentară, după cum sper ca odată reluarea producției la nivelul firmei antibiotice Iași de antidiabetice orale să putem relua și o producție de Ultirox la nivel local național. Mai facilă dacă ei vor începe să producă pentru piața internă, cel puțin. Da. Da. Iar din punctul de vedere al personalului medical, noi avem o relație destul de bună cu tot ce înseamnă rectorate, universități de medicină și farmacie, precum și învățământ medical. Am avut în această vară discuții în fiecare oraș universitar unde mergeam și cu senatul universităților de medicină și farmacie, precum și cu rectoratele. O reformă trebuie să înceapă cu învățământul medical. Am avut aceste discuții, motivarea medicilor să rămână în țară și în ultima perioadă salariile devenim motivante, avem și colegi care se întorc, dar nu este de ajuns. Acești colegi ai noștri trebuie să ajungă într-o unitate spitalicească. Unitatea spitalicească, dacă nu este dotată, dacă nu corespunde condițiilor pe care el le-a găsit în vest sau la care se așteaptă terminând specialitatea să le găsească în unitate sanitară, nu va rămâne. De aceea, după cum știți, cu 1 iulie 2010 s-au trecut majoritatea unităților spitalicești la autoritățile locale. Plec de la o convingere pe care aveam și eu când am început și am plecat din Iași, alegând provincia. O comunitate locală trebuie să aibă un spital. Intră în responsabilitatea autorității locale să asigure comunității un spital bine dotat, un spital utilat, un spital cu personal de performanță. Acest personal de performanță, nu neapărat fiindcă sunt medic, are o anumită calitate și caută o anumită calitate. Oferă sănătate. Efectuează un act medical. Am putut să-i vedem în această pandemie destul de dezorientați la început, luptând cu un dușman necunoscut, nevăzut. Dar l-am putut să vedea într-o parte a doua, adaptat la noile condiții și adaptat și la lipsurile pe care le avem. Producem medici, producem asistenți, haideți să le asigurăm și dotarea pentru a efectua un act medical de calitate. Și mă întorc. Majoritatea spitalelor sunt 380 de spitale publice, dintre care 58 sunt la Ministerul Sănătății. Restul sunt la autoritățile locale. Haideți să alegem un management de calitate neimplicat politic pentru a putea gestiona o activitate medicală de calitate. Da, a intrat în emisiune alături de noi Andrei Carabela. Bună ziua, Andrei, bine ai venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Sunt foarte fericit să mă aflu în această dimineață alături de dumneavoastră, de telespectatorii dumneavoastră și de domnul Ministru al Sănătății, care îi mulțumesc a făcut această deplasare la Piatra Neamț pentru a ne fi alături și pentru a da un semnal că și sănătatea nemțenilor este foarte importantă. Prea mult timp a fost lăsată în batjocură și tratată cu dispreț de cei care au condus acest județ, pentru că până la urmă despre asta este vorba, despre un spital județean care este bolnav și care suferă din cauza unui management deficitar. Da, păi haideți să spunem așa, primăria este primăria municipiului Piatra Neamț, nu are în momentul acesta, practic, nicio legătură, dar nicio legătură și nici nu se poate implica, nici nu știu dacă a vrut să se implice, dar asta este altă despre poveste. Asta e vorba. Asta este o altă poveste. La Spitalul Județean de Urgență, care aparține, mă rog, din punct de vedere administrativ, Consiliului Județean. Presupunem că pe 28 vei fi primar și domnul Cosmanciuc va fi președintele Consiliului Județean. Cum vezi tu viitorul pentru locuitorii municipiului Piatra Neamț, care sunt practic cei mai mulți dintre beneficiarii actului medical într-o asemenea unitate spitalicească? Cum gândiți, ce program, ce proiect aveți pentru Piatra Neamț? Am să precizez un punct esențial. Serviciile publice de bază care generează sentimentul de respect și care încheagă comunitatea sunt educația și sănătatea. Și un primar are un rol esențial în a se asigura și în a se implica în gestionarea corectă a acestor două componente esențiale, a acestor două servicii publice de bază. În ceea ce privește sănătatea, eu am mai spus-o și o repet, voi fi primarul care va sta de gardă 24 din 24 de ore pentru sănătatea pietrenilor. Fiecare primar are această responsabilitate de a se îngriji nu doar de a administra spațiul public și serviciile comunitare și edilitare, ci și a căuta soluții pentru a rezolva problemele din creșe, din școli, din licee,
dar și din spitale. Pentru că este vorba despre sănătatea locuitorilor tăi. În al doilea rând, există metode prin care și un primar poate contribui și poate genera programe de prevenție, de exemplu. Și cred că este cel mai important lucru, pentru că sănătatea are aceste două mari elemente, aceste două mari componente care sunt foarte esențiale. Prevenția, pentru că este mai ușor să prevenim decât să tratăm, și apoi felul în care reușim să oferim consultații și servicii medicale pacienților. Da, într-adevăr, Spitalul Județean Neamț este în subordinea Consiliului Județean Neamț și am văzut cu toții cum s-au perindat managerii puși de baronul roșu al județului, care manageri nu au fost puși neapărat pe criterii de competență, nu au fost puși neapărat pentru a fi în slujba cetățeanului și a pacientului, nu au fost puși pentru a gestiona eficient resursele spitalului. Am aflat de foarte multe ori de contracte foarte dubioase la spital, pentru că se folosesc de o scuză ieftină și penibilă, că orice cheltuială se poate face în slujba pacientului, să zicem, în slujba sănătății pacienților. De fapt, multe cheltuieli s-au dus pe borduri, pe asfaltări, în incinta spitalului, parcă în fiecare an se făceau trotuarele noi acolo. Ceea ce este evident irresponsabil. Avem secții care sunt, care ani la rând nu au fost băgate în seamă. Anul acesta, an în care ne-am confruntat cu foarte multe provocări, ne întreba aseară domnul Ionel Dancă, șeful Cancelariei Primului Ministru, cum este posibil ca în județul Neamț să nu se deconteze, să nu se facă solicitări pentru decontări pe referitoare la COVID. E simplu, pentru că baronul s-a lăsat în baza ONG-urilor. ONG-urile trebuie să sară și antreprenorii să vină și să sprijine și să vină cu investiții. Iar banii nemțenilor se duc pe un spital care nu va funcționa probabil niciodată, însă îi se inaugurează o dată pe săptămână. Domnul Carabel, haideți să vă spun eu două lucruri ca să întărim ideea asta. În 2012, mai devreme, a apărut ideea unor săli de operație moderne la Piatra Neamț. Avem un proiect pentru modernizarea unei secții pediatrie. Domnule ministru, acea secție a funcționat cu șantier în ea. A funcționat cu șantier în ea. Nimeni nu s-a gândit cum să... Ani de zile. Deci, am avut bani primiți de la o firmă privată pentru acele săli de spital, de operație, moderne. Avem 3 ani de zile de când stă aparatura, cred că s-a și învechit, că dumneavoastră știți mai bine ca mine cât de repede se învechesc lucrurile acestea, și nici acum nu este gata. Secția pediatrie nici acum nu este preluată de la, mă rog, constructorul a reziliat contractul. E o nebunie. Este o nebunie. Pe bani extrem de mulți. Aici este problema, domnul Carabel, aici este problema, domnul ministru. Lucruri simple, finanțate, finanțabile, care nu s-au încheiat. Eu despre asta aș vrea să vorbim. Că ne întoarcem la ce spuneați dumneavoastră. Haideți să vă spun, suntem într-o campanie electorală. Toată lumea vorbim infrastructură, investiții, locuri de muncă, un leitmotiv. Dar majoritatea uită două componente esențiale. Politic vorbind, fără de care nu poți câștiga niște alegeri. Educația și sănătatea. Sunt componente pe care orice stat modern le are în orice platformă electorală o discută. Și fac aici iar analogia cu Brașov. Deși sunt numeroase spitale în municipiul Brașov, toate sunt coordonate și subordonate Consiliului Județean. Dar apare acest Spital Județean Regional de Urgență Brașov, în care dincolo, ca alături de Ministerul Sănătății, în partea publică, în parteneriat, apare Consiliul Județean cu Consiliul Local. Deci uitați că este o altă abordare. De ce nu poate și la Neamț? Se poate și la Neamț. Condiția în care vedem că avem grijă doar să ne punem un manager care poate să ne facă lucrurile mai puțin medicale din acel spital, nu dăm înainte medical. Haideți că toată lumea spunem pacientul în centrul sistemului sau pacientul
atrage banul după dânsul. Într-adevăr, asigurarea acelui pacient atrage banul după locul unde este tratat. Dacă o să ne convină că acel pacient să plece în continuare la Târgu Mureș, la București, la Iași sau la Cluj, atunci vom vedea că am lăsat un județ fără asistență medicală. Putem face noi reforme câte vrem la nivel național, schimba legislația tot la nivel național, dacă la nivel local nu se dorește, nu că nu se poate, nu se dorește. Ne aminteam de cele trei județe. Când vrei să menții trei județe la un nivel social, economic și mental scăzut, aplici aceste metode care se aplică astăzi. Cred că avem nevoie de sănătate, fiecare județ în parte. Avem nevoie de servicii de sănătate. Avem nevoie de unități specializate în a oferi servicii de sănătate. Fiecare administrație are în fața ei o mare provocare. Și ca să nu fie egoist, sănătatea și educația. Îmi cer scuze că te-am întrerupt, Andrei, dar acele două plăci de pe Spitalul Județean, eu nu înțeleg nici în momentul acesta de ce nu vine cineva să întrebe, băi, oameni buni, cum se poate, după atâția ani, ați avut bani, ați avut finanțări, peste finanțări, și Ministerul Sănătății a intervenit și a dat, și nu sunt gata. Aici este o problemă de, nici nu mai e problemă de logică, după mine, este o problemă de control făcut și văzut, dom'le, cine este vinovat pentru lucrurile astea, că nu se poate. Te rog să continui. Este o întrebare retorică ceea ce spuneți dumneavoastră. Eu aș continua totuși de la ce afirma mai devreme domnul ministru, că este o provocare a administrațiilor publice locale și în același timp este o responsabilitate. Pentru că atât administrațiile locale cât și cele județene au în responsabilitate să gândească strategii pentru a corecta și a îndrepta și a îmbunătăți stările și bunăstarea oamenilor, celor care alcătuiesc comunitățile locale. Vă spun că aceste două componente, educația și sănătatea, sunt cele care fac oamenii să se simtă respectați și fericiți, în primul rând, în comunitățile lor, și cele care țin, care asigură reținerea și rămânerea oamenilor în Piatra Neamț, în județul Neamț. În momentul în care aceste două servicii de bază sunt lăsate cumva sau șchioapătă, oamenii, evident, încep să caute să-și găsească un rost în altă parte, pentru că aceste servicii de bază evaluează, dau o diagnoză a unei comunități. Și un investitor ia o decizie în funcție de felul în care se simt oamenii tratați în școli, în sistemele de sănătate, în spațiul public și așa mai departe. Un investitor ia decizia de a veni într-o comunitate în funcție de felul și de nivelul de satisfacție al oamenilor. Iar atunci când oamenii pleacă, e evident că nici investitorii nu vor veni. Prin urmare, primul pas pentru a reuși să atragem investiții și o dezvoltare economică reală, sustenabilă, în Piatra Neamț și în județul Neamț, este să dăm oamenilor mai mult respect prin cele două servicii publice de bază. În ceea ce privește sănătatea, că despre educație am discutat în emisiunea anterioară și cu siguranță voi mai avea ocazia să o fac, am să punctez principalele trei proiecte pe care eu și domnul președinte Mugur Cosmanciuc, viitorul președinte al Consiliului Județean Neamț, le avem pentru Piatra Neamț, pentru zona metropolitană și pentru județul Neamț. În primul rând, crearea unui spital nou. Județul Neamț și Piatra Neamț au nevoie de un spital nou. Este clar, acesta care este astăzi în picioare și care e astăzi funcțional, a fost dus și tratat și întreținut la stadiul acesta de a rămâne bolnav printr-un management extrem de deficitar. Există programe și aici mă refer la Programul Operațional pentru Sănătate 2021-2027, care finanțează spitale regionale și în același timp spitale județene. Prin urmare, acest obiectiv nu numai că este necesar, dar este și finanțabil și am identificat sursa de finanțare reală pentru acest proiect. În al doilea rând, ca primar, prin parteneriate cu Direcția de Sănătate Publică, cu Rețeaua Medicilor de Familie, vom
demara un program complex de prevenție, prin care să identificăm care sunt principalele boli care afectează pietrenii și oamenii din zonă și să încercăm să definim acele activități care pot corecta și îndrepta și îmbunătăți starea de sănătate a oamenilor. Tot pentru prevenție, este foarte important să scoatem oamenii să stea în aer liber. Și asta se face printr-un spațiu public îngrijit, verde, frumos, atractiv, care să scoată oamenii din casă și eventual din fața unor televizoare care întrețin o stare și o atmosferă uneori chiar toxică. Bun, prevenția este una. În aceeași măsură este important felul în care oferim consultațiile și mai ales anul acesta ne-a arătat că există soluții pentru acest tip de provocări prin telemedicină. Un serviciu care oferă consultații mai rapid, mai eficient și poți afla mai multe păreri de la profesioniști în același timp. Pentru sănătate, fiecare primar este responsabil. Pentru sănătatea locuitorilor, fiecare primar are o responsabilitate. Iar eu îmi asum această responsabilitate și nu voi putea sta pasiv să știu că pacienții nu sunt tratați cum trebuie în spitalul, singurul spital din municipiul Piatra Neamț. Da, domnule ministru, ne apropiem de finalul emisiunii. O să fiu linșat dacă nu vă întreb și un lucru care ține de actualitate. Cum stăm la nivel național vis-a-vis de COVID-19 și la ce ne așteptăm în perioada următoare? Pentru că începerea școlilor, știți, generează uneori situații neplăcute și văd că numărul de școli care trec în scenariul roșu este din ce în ce mai mare. Da, încă de la începutul lunii spuneam că ne așteaptă o lună de foc. 1 septembrie, redeschiderea restaurantelor, teatre, cinematografe, revenirea populației din concediu, aglomerarea transportului în comun, începerea școlii, campanie electorală, alegeri. După cum știți, noi pe parcursul acestei veri am pregătit începerea școlii. Pentru mine personal, ca cel mai important eveniment de revenire la normalitate. Necesitatea educațională, emoțională, socială de revenire la școală, cred că o vede toată lumea. Odată cu examenele de evaluare sau de bacalaureat din vară, am readaptat și reanalizat tot ce a însemnat în cursul evoluției pandemice. Și au trecut bine. Da. Pregătirea începutului de an școlar a însemnat o evaluare a evoluției epidemiologice pe 7 septembrie, o perioadă de 7 până pe 10 în care consiliile de administrație a școlilor respective, în funcție de evoluția epidemiologică, să aleagă scenariul care se pliază cel mai bine pe școala respectivă pentru a putea desfășura o activitate școlară în condiții cât mai aproape de normal, dar și cu riscuri minime. Plecasem cu 12.000 de școli în scenariul 1, 4.800 în scenariul 2 și 263 în scenariul 3. Readaptarea săptămânală a făcut să ne ducem spre 500 de școli în scenariul roșu și să rămânem cu majoritatea totuși în scenariul verde. Regulile pe care le-am elaborat odată cu acel ordin comun de ministru, cu Ministrul Educației și Cercetării, sunt cele care ne dau și un rezultat favorabil cu riscuri minime. Ne temeam, sau toată lumea se temea de începutul acestei școli. Școala este elementul sau momentul cel mai reglementat din tot ce înseamnă viața unui copil din acea zi. Să nu uităm că este un transport în comun, să nu uităm că urmează o perioadă de relaxare în parcuri, unde nu avem aceleași reglementări ca și în școală. Suntem și ne menținem pe acel platou până într-o 1500 de cazuri. Succesul respectării acestor reguli este tocmai menținerea pe acest platou. Evaluarea începutului de an școlar o facem la sfârșitul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, când avem acele 14 zile în care putem să vedem și rezultatul. Este un parteneriat toată această luptă. Profesor, elev, părinte și noi ca și minister și Ministerul Educației. Urăsc să încheie emisiunile așa, dar n-am ce face. Sunteți invitatul de onoare, sunteți într-o emisiune cu tentă electorală, 30 de secunde mesaj pentru alegători și de susținere pentru cei din PNL. Din dacă vorbesc de sănătate, nu întâmplător am dat exemplu Oradei și Brașovului, unde avem administrații liberale. Acolo am putut vedea că se poate.
și am putut vedea și un management integrat și am putut vedea și o colaborare Consiliul Județean, Consiliul Local, am putut vedea și o continuare a activității la un spital județean vechi, să spunem, cu extinderi de compartimente de primire urgențe, de unități de primire urgențe, cu apariția unor unități modulare de terapie intensivă de 28 de paturi. Cred că se poate și la Neamț. Se poate într-un context în care vom avea o administrație liberală. O administrație liberală, un guvern liberal, sunt, din punctul meu de vedere în acest moment, singurele soluții viabile pentru dezvoltarea sistemului medical și nu numai în județul Neamț. Mulțumesc, trebuie să încheiem aici pentru că ne mai așteaptă o emisiune. Am și depășit cu vreo câteva minute. Și îmi pregătisem mesajul. Mesajul tău, 15 secunde. Mulțumesc frumos. Se poate și la Piatra să ștergem praful imposturii de pe ceea ce înseamnă și ceea ce a fost cândva perla Moldovei și să-i redăm strălucirea pe care o merită. Dragi pietreni și dragi nemțeni, vă chemăm la vot la finalul acestei săptămâni, tocmai pentru a șterge praful imposturii și să dăm împreună ecoul pozitiv pentru care, pe care Piatra și pe care Neamțul îl merită. Doamne ajută! Doamne ajută, oameni buni, ne oprim aici cu prima cafea, o să o luăm pe a doua imediat, dar, bineînțeles, aveți grijă, asta, cafeaua virtuală, nu vă dăunează cu nimic sănătății. Mulțumim domnului ministru, mulțumim lui Andrei, mulțumim domnului Mugur pentru participare. Cele bune, numai bine, ne revenim foarte, foarte curând. Mulțumim și eu.